Bună și bine ați venit pe Tarota, da? Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia vărsător, astăzi vom face vărsător pentru săptămâna 2-8 octombrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept, vă mulțumesc. Și să vedem, dragul meu vărsător, ce vine în această săptămână, 2-8 octombrie, pentru tine. O zodie de foc va conta împăratul și regele de foc, am zis eu bine, 2 de cupe, 5 de pământ, luna și soarele, wow! Dragul meu vărsător, ce faci în această săptămână? Transformare? Wow! Toată săptămâna este vorba despre schimbarea la 180 de grade. Dintr-o sărăcire a sufletului, dintr-o tristețe, se naște o iubire. Un doi de cupe, frumos, pur, inocent. Treaga săptămână începe cu împăratul. Știți ce vreți aici, nu mai încape niciun fel de îndoială. Această transformare, mergeți repede către ea, 6 de apă, ieșiți dintr-o suferință. Nu mai arcane majore aici, ieșiți dintr-o suferință mare, ceva din trecut, un trecut greu în care nu v-ați simțit bine, în care tristețea, și-a spus cuvântul, vin îndrăgostiții, vine în această carte, ieșiți din acest conflict mental și mergeți repede către fericire, către uniune, către împlinire. Transformarea, dragilor, lăsați în urmă această tristețe în această săptămână. Știți, intuiți soarele și luna. Această săptămână vine cu ceva măreți pentru voi, ceva foarte important, este o săptămână importantă pentru vărsător, 2-8 octombrie. Renunțarea la acest suflet golit, parcă aceste sentimente reprimate. Aici v-a fost dor, ați fost persoane lăsate în urmă sau persoanele de lângă voi au fost indiferente. Se închide în această săptămână acest dor, această stare de neputință în care nu ați putut să mai faceți nimic. Probabil persoana în cauză pleacă sau voi decideți să vă rupeți energetic de persoane toxice, de persoane care vă aduc această tristețe. Transformarea vine cu multă bucurie. Această fetiță de aici suflă în... are o magie în mână, are praf de stele. Suflă în acest praf de stele. Totul se întâmplă conform planului divin. Sunteți puternici, sunteți buni, sunteți plini de empatie, iubitori. Și vine în viața voastră o persoană nouă, bună, benefică, un leu, un berbec sau un săgetător, un rege gata să vă ofere iubire, să vă ofere speranță, lumină, înțelegere, compasiune. Aici aveți acest rege de foc care știe ce vrea, este dispus să investească într-o relație bună, benefică. Fiți deschiși, dragilor, pentru că acest om are în cap soarele, iar voi aveți soarele aici și aveți soarele și luna. Lăsați în urmă, probabil că la această lună plină ați manifestat lăsarea în urmă a acestei tristeți, a acestor lucruri care v-au ținut într-un blocaj pe care nu puteați să-l depășiți. Acum puteți, mergeți către o lună nouă, mergeți către un destin frumos, către doi de cupe, către soare
Soarele și doi de cupe. Este un destin frumos care se deschide acum în viața voastră, în fața voastră. Un început plin de candoare, de pasiune, de iluminare, cu lumină, cu speranță, cu frumusețe multă. Este multă frumusețe aici pentru voi. Împăratul știe exact ce își dorește. Este fără ego, fără mândrie. Este o persoană benefică, această persoană care intră în viața voastră și care știe ce vrea, pentru că și voi știți ce vreți acum. Știți ce vă doriți, știți cine sunteți și vine soarele în viața voastră, soarele și luna, cu transformarea și doi de cupe, lăsând în urmă o relație nefericită, o situație nefericită, vă îndreptați către iubire pură, către iubire, către o iubire care să vă împlinească, datorită vouă, pentru că faceți acest click, această transformare. Această transformare vine cu lăsarea în urmă a acestor gânduri, blocaje, persoane toxice, triste, care vă aduc același lucru și mergeți către o împlinire, către o bucurie, către o fericire cu această persoană în zodie de foc sau o situație intră în viața voastră, o situație creativă care să vă umple sufletul de bucurie, o situație care este pe destin, soarele și luna. Este karmic, este menit să ajungă în viața dumneavoastră în această săptămână. Haideți să vedem și de aici o carte. Pace. Faceți pace, dragilor, cu voi, cu sufletul vostru și cu relațiile, cu lucrurile pe care le-ați avut de trăit. Faceți pace pentru că vă doriți, împăratul știe ce vrea. El nu se mai abate de la nicio dorință. Ce își dorește vine în viața lui. Își pune intenții în univers și lucrurile se întâmplă. Este propriul lui creator, co-creator. Pace, serenitate, echilibru, armonie, detașare de trecut și asumarea prezentului aici. Pace, frumos, transformarea aceasta va aduce pace. Haideți să vedem un sfat pentru voi. O săptămână liniștită, frumoasă, soarele și luna, doi de cupe, știți ce vă doriți, transformarea a început. Fecioara Maria, măicuța noastră binecuvântată, te ajută legat de misiunea ta divină. Aici ai avut o misiune, ai avut ceva de închis, poate ceva greu, această tristețe, acest gol din sufletul tău. Acum este momentul, misiunea ta este să umpli acest gol din viața ta, din sufletul tău, să aduci pacea și liniștea în viața ta. Acest lucru se va întâmpla în această săptămână, doi de cupe. Vine această persoană care să vă completeze, care să vă aducă lumina, care să vă aducă speranța. Foarte frumos pentru voi în această săptămână, dragii mei vărsători, primiți cu brațele deschise această persoană. Această persoană vine și este doritoare, vrea. Voi o așteptați, ați visat la această persoană, ați intuit că trebuie să vină în viața voastră o persoană bună, benefică, lăsând în urmă lucruri, situații, persoane care nu vă aduc pace și liniște. Trebuie să se întâmple în această săptămână și voi știți acest lucru. Voi ați manifestat, universul vă ajută, te ajută în misiunea ta divină. Atâta timp cât lucrezi cu tine, cât te transformi, îți transformi setul de valori și credințe, îți schimbi viziunea despre relații, despre ce înseamnă o relație. O relație trebuie să fie liberă,
Trebuie să te simți liber, să poți iubi, să te simți iubit. Te reinventezi în această săptămână. Haideți să vedem și din zaruri. Frumos, îți chemi iubirea și iubirea vine. Îți cunoști misiunea ta în această săptămână, scopul tău divin. Echilibru. Poate pleci într-o călătorie, poate începi o nouă călătorie a sufletului. Tot ce ai făcut până acum, tot ce ai învățat, aceste karme care le-ai dus și te-au sărăcit în suflet, ai învățat din ele, ai acumulat multă informație și ești foarte înțelept. Ai devenit o persoană înțeleaptă și îți folosești înțelepciunea și cunoștințele, cunoașterea în scopuri utile ție, în scopuri benefice pentru tine. Iar această săptămână vine cu o iluminare. Vi se aprinde beculețul, dragilor, pentru că sunteți atenți la tot ce este în jurul vostru, revedeți tot trecutul vostru, pașii pe care i-ați făcut și care v-au adus în acest 5 de monede, unde ați greșit, unde ați calculat greșit, erorile pe care le-ați făcut, acum vă reinventați și știți corect să luați acest nou început. Și universul vă ajută. Aici aveți un noroc în această săptămână, un mare noroc care vă schimbă parcursul, transformarea. Vă schimbă parcursul vieții la 180 de grade. Dacă sunteți într-o situație stagnantă sau într-o situație în care nu se întâmplă nimic, în care ați stat pe vibrație joasă, se întoarce la 180 de grade, aici vă urcați vibrația, evoluați și universul îi place acest lucru, vă ajută, vă trimite noroc. Pentru că voi mergeți către un viitor frumos, abundent, copacul vieții, abundență, longevitate, vitalitate. Vă îndreptați către un lucru benefic, frumos. Cum am spus, poate mergeți și într-o călătorie. Aici toată viața vi se echilibrează. Veți ști cum să faceți ca lucrurile să revină la normal. Să fie exact ca în visul vostru. Aici pace multă, pace și echilibru. Soarele și luna, 5 de monede și 2 de cupe sunt contraste, sunt lucruri care acum vin împreună și se echilibrează. Aici vă schimbați întreaga viață la 180 de grade. Vă transformați și se întâmplă repede. Vine cu multă fericire, aveți curaj aici, aveți determinare și credință, credeți că toate lucrurile pe care le-ați pus acolo în univers, toate intențiile ați co-creat, iar acum ele vin înapoi la voi împlinite, frumos pentru vărsător, soarele și luna, doi de cupe, iubire, partener benefic. Cum am spus, poate fi într-o zodie de foc. Dragii mei vărsători, dacă aveți o persoană la care vă gândiți, cu care poate nu mai vorbiți, pe care ați blocat-o sau vă gândiți la o persoană oarecare, voi știți mai bine la cine, să vedem dacă ar putea, ce mesaj v-ar transmite această persoană. Această persoană visează la voi. Și va visa tot timpul, visează cu ochii deschiși, vă poartă în suflet această persoană. Permanent. Aveți o persoană care se gândește mereu la voi. Știți cine este? Este persoana la care voi v-ați gândit și această persoană se gândește la voi și mereu vă poartă în suflet. Vă iubesc, dragii mei vărsători, vă doresc această săptămână de transformare să vă aducă beneficii. Iubire, împlinirea tuturor dorințelor și pace. Pace în suflet. Vă iubesc, mă îmbrățișez cu căldură, vă pup, pa, pa!